seara! Bine ați venit! Vreau să vă avem aici din nou galeria noastră de la Cartoteca, Galeria Bibliotecii Metropolitane București, care este patronată de Primăria Capitalei. Și ne bucurăm foarte mult în această seară să-l avem pe domnul Marius Turaiche, un artist, nu numai artist, extraordinar, persoană, personalitate foarte complexă, un om care a studiat și care a acumulat din foarte multe domenii legate între ele, care merg cumva pe vertical, așa cum discutam, ca spirit, exact, și cum e și numele expoziției, spirit și culoare. Domnul Marius a făcut, este medic la bază, este artist la bază, a terminat numai puțin de 6 facultăți, masterat și acum avem onoarea să-l avem coleg la Uniunea Artiștilor Plastici, filiala Craiova. A venit să ne prezinte o bucățică din sufletul lui, cum face fiecare artist atunci când expune. Un artist când expune, când ne prezintă o expoziție, ne prezintă de fapt o bucățică din sufletul lui, o parte din stările lui, pe care le împărtășește în intimitatea lui cu divinitatea. Și aici domnul Marius face foarte multe expoziții și în multe stiluri, abordează multe stiluri, abordează cultura bisericească, pentru că a terminat facultatea de teologie, artă sacră și pictură și sculptură. Și atunci îmbină foarte bine partea de spirit, compoziție intimă, ceva în afară de partea pe care o face de, pentru că domnul Marius pictează figurativ foarte bine și foarte mult și peisaje și compoziții și natura statică și tot ceea ce face un pictor complex. Dar aici este o expoziție și o compoziție de stări. De stări, de culoare și o citește exact cum ai citi un scris, de exemplu. Un scris, vezi după cum scrie omul, exact cum îi e și sufletul, și stilul, și caracterul. Și aici, dacă ne uităm așa la o privire simplă, de jur împrejur, la tablourile care le înconjoară, găsim o fire veselă, o fire optimistă, o fire complexă. Lucrurile sunt compuse frumos, pe verticală, dar și pe orizontală, în viața asta care o avem noi de parcurs aici pe Pământ și în legătură cu Spiritul și cu Divinitatea. Compoziția și cromatica ne trece dincolo de starea figurativă pe care o făcea până acum. Pentru că acum trebuie să ne așezăm în fața unui tablou și să... un pictor nu este neapărat sclavul naturii și sclavul obiectelor, ca să redau lucrurile întotdeauna exact așa cum sunt ele în realitate. Pentru că atunci nu am acum să desenez o floare exact așa cum e ea, eu devin sclavul ei. Eu trebuie să pictez floarea cum o simt, nu neapărat cum o văd, pentru că lucrurile figurative și partea materială sunt o bucățică din viața noastră, dar partea spirituală este dincolo și este mult mai adâncă, mai profundă și mai importantă. Și atunci, când ne așezăm în fața oricărei dintre toate lucrurile astea, avem odată o trăire, pentru că trebuie să simțim o bucurie, o emoție, o încântare datorită culorilor și formelor care sunt expuse în fața noastră, dar în afară de bucuria pe care o avem optic la prima vedere cu tabloul, ne pune să ne gândim și ne pune să ne trezește o curiozitate. Ce-o fi vrut să spună? Și atunci citim titlul prima dată și ne gândim ce e acolo, o stare de ne leagă de ceva. Avem titluri precum spuneți-ne. Precum introspecție, precum creativitate, precum zbor, precum
și apreciez ceea ce este de apreciat, apreciez armonia coloristică, apreciez construcția, dar pentru că apreciez toate astea, trebuie să mă gândesc și la ceea ce a ajuns să fie geneza lucrărilor care vedeam în urmă cu câteva vreme un documentar la, se spune la TVS sau la Mulțumită la care despre Miro. La Miro, cunoscut suprarealist, care se diferenția chiar potrivit propriilor spuse de un Picasso pe care îl considera cubist, iar el se considera cu adevărat suprarealist. E bine, la Miro avem de-a face cu un tip de a ajunge la acest non figurativ. Și acest non figurativ era pornit de la modalitatea la care el reflecta asupra unor realități, asupra unor stări, asupra unor sentimente și așa mai departe. Ca atare, edificatoare pentru Miro și pentru orice pictor suprarealist, reprezintă meditația. Ce a condus acolo? Nu ca la școală, ce a vrut să spună poetul. Ce a adus acolo? Pentru că la un moment dat, că l-am amintit pe Miro, să continuăm tot cu exemplul acesta, o pereche de mustăți reprezintă masculinitatea. Elemente disparate într-un echilibru cromatic sunt ceea ce criticii istorici de artă numesc suprarealism. Suprarealism pe care foarte puțin știu sau au aflat că se trage din dadaism. Un dadaism care poartă niște nume românești la bază. Și cafeneaua de la Zürich, unde s-a născut acest dada, reprezintă o legătură cu cine? Iarăși puțin cunoscut la noi, un mus. Un mus care reprezintă avantgardismul și suprarealismul românesc de cea mai pură esență. Ca atare, când mă uit la o lucrare sau la altă, caut tocmai această, să zicem, introspecția cea meditație care a condus la alegerea unor elemente sau altora, unei culori, unei construcții. Vedeți, de foarte multe ori, și de asta am spus că eu nu sunt un fan al suprarealismului sau gestualismului, cum se numește mai nou acum, este pentru că e foarte greu de identificat ce anume a condus la asta. Sigur, există titluri, avem idei și bine făcut. Uite, de exemplu, sunt numărul 12 și numărul 14. De acolo, două lucrări care mi-au luat. Dar să nu mă întrebați ce anume a avut, deși la numărul 12 este foarte clar, al intenției și al modalității în care s-a ajuns la acea formulă. Numărul 14 e mai complicat. Bate mai mult spre decorativul care nu întotdeauna este privit așa cum ar trebui să fie. Vedeți, știu și că Marius Tache, face și pictură figurativă, sensibilă. Remarcam la bunul care este acolo, linia
mesaj de la Bolsești în sus. Foarte interesant. Foarte interesant. De ce? Pentru că acolo se vede mai mult decât o meditație asupra unui peisaj rural. Cunosc foarte bine și eu peisajele rurale din Oltenia și eu mă atrag tot de acolo. Dar, dincolo de toate astea, acolo este și ceva din sufletul Iisus. Există și George Sorescu, un excelent producător și o cadru didactic la Universitatea din Craiova, care merită toată atenția. Dar, că tot vorbim despre asta, există și un Radu Sorescu, care este o persoană mult mai zbuciumată și mult mai greu de apucat. Dar hai să nu facem paranteze peste paranteze, pentru că se pierde sensul adevărat. Or, sensul adevărat este cel care ne face să ne oprim în fața lucrărilor noastre, să apreciem ceea ce reprezintă, tocmai această decantare, această sublimare a unor stări, așa cum ele sunt nu numai o contemplație, ci și o meditație. Pentru că, vedeți, aici se pare că facultatea de teologie nu a rămas fără urmă. Acolo s-a învățat cum se face meditația. Meditația se face în momentul în care, golindu-te total de sentiment, de idei, de tot ceea ce pare că te împrejoară, te concentrezi asupra unui singur lucru și acel lucru devine esența sa, așa cum ea este de fapt. Ori, din acest punct de vedere, lucrările din această expoziție pot să reprezinte trepte spre o asemenea sublimare, spre o asemenea extracție de sens și de adevăr. Sigur, o să vedem mai departe. Destul de până în ciudarea celor câte le fac în acest destul de până are tot timpul de acum încolo să ne arate că poate să aborteze orice formă și chiar o să îl rog ca pentru intrare să găsim niște lucrări figurative pentru că unii să poată să facă comparații. Să înțeleagă ce reprezintă cu adevărat personalitatea unui artist care, iată, nu este singular. Cine mai era în Țupulescu? Era și el tot timpul, așa? Petrică Damir, de la Iași, iarăși un medic, este ceva foarte interesant. E, dar este, nu știu cum să vă spun, la unii poate să fie un fel de violon gang, o pasiune trecătoare, explicabilă, explicabilă la un medic, de ce? Confruntându-se zilnic cu mizeria umană, cu boala, cu suferința, simte nevoia unei eliberări. Și arta, că ea este artă plastică, sau că este muzică, ea reprezintă o fugă dintr-o realitate cu care cum se confruntă zilnic. Dar intrăm într-o altă teorie și riscăm să ne facem ori, parantezele au și de fapt de culori, dar nu sunt prea multe. Așa că, eu cred că vom putea, de acum încolo, să așteptăm, să găsim acele elemente care reduc o realitate, o stare, un sentiment, o compoziție la câteva elemente. Că l-am uitat pe Miro și hai să-l abordăm în continuare la un
face niște replici esențializând compozițiile culturii flamande. O să vedeți ce interesant este. De ce? Nu reprezintă niște copii. Nu reprezintă niște, hai să zicem, replici. Nu. Reprezintă altceva, tocmai prin faptul că Miro esențializează elementele din tabloul desemnat de Rembrandt, Rembrandt și așa mai departe. Până vom ajunge și la o asemenea formulă, să avem răbdare, căci răbdarea este o virtute pe care poate puțin o iau în zilele noastre și să sperăm că timpul nu va da drept.